Bună seara, stimați prieteni! Sunt Evelin Croitoru și urmăriți emisiunea Văzul Inimii. Cultura este un reper identitar important al românilor, care trăiesc în afara țării, iar promovarea valorilor, limbă, port, obiceiuri, artă, trebuie făcută în ambele sensuri. Programele educaționale, activitățile de voluntariat, parteneriatele, toate sunt exemple de bune practici, oportunități care oferă perspective excelente de ambele părți, desigur. În această seară vă propun să cunoașteți un om dedicat promovării României, promovării obiceiurilor, promovării literaturii, promovării culturii românești, promovării, într-un cuvânt, a dialogului intercultural. Bună seara, doamnă Anca Ceito! Bună seara! Bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Am o mare admirație pentru dumneavoastră, o mare prețuire pentru omul de cultură pe care îl reprezentați și pentru activitățile culturale pe care le inițiați și sunteți implicate. Urmăresc emisiunile dumneavoastră, dialogurile purtate cu personalitățile culturii românești pe care îi invitați în emisiunile dumneavoastră. Și astăzi sunt onorată să fiu la rândul meu invitata dumneavoastră în cadrul emisiunii Văzul Inimii. Vă mulțumesc foarte mult și eu și vă rog să-mi îngăduiți, stimați prieteni, o scurtă prezentare a doamnei Anca Ceito. Este fondatorul și directorul revistei Orient Românesc din anul 2017, revistă a comunității românești din Liban, o revistă foarte apreciată atât de românii din diaspora, cât și de cei din România și trebuie să vă spun, stimați prieteni, că această revistă apare cu aprobarea, cu acordul și cu sprijinul ambasadei României la Beirut. Doamna Anca Ceito este de asemenea președinta Asociației România Levant. Este profesoară de limba franceză la un liceu din Beirut, în Liban. Este originară din Iași. Căsătorită cu un medic libanez, trăiește la Beirut. Predă și limba română copiilor din comunitatea românească, dar și cursuri de limbă, cultură și civilizație românească elevilor libanezi în liceul unde este profesoară. Stimată doamnă, când, cum și de ce ați înființat revista Orient Românesc? Care este scopul acestei reviste, vă rog să ne spuneți? Scopul revistei Orient Românesc. În 2017, mai precis pe data de 1 decembrie, de ziua națională, a fost lansat primul număr al revistei Orient Românesc. În urma multor activități culturale desfășurate de asociația noastră în Liban, participarea la festivaluri, la proiecte pedagogice alături de școli și universități în Liban, toată lumea ne cunoștea, ne invita la evenimente, dar mereu simțeam nevoia unui cuvânt scris care să rămână. Așa s-a născut revista Orient Românesc. Am fost sprijinită și încurajată foarte mult de ambasadă. Și dacă mi este permis, amintesc pe excelența sa, domnul ambasador Dan Stoienescu, care a și dat numele revistei Orient Românesc, excelența sa, domnul ambasador Victor Mircea, excelența sa, domnul ambasador Dan Sandovici, actualul ambasador, excelența sa, domnul Radu Cătălin Mardare, oameni care efectiv au fost și sunt alături de mine până în ziua de astăzi. Această revistă nu cred că ar fi existat fără încurajările dumnealor, iar astăzi suntem sprijiniți și de Departamentul Românilor de Pretutindeni. Nu este simplu și mai ales de una singură să pornești la așa drum, să faci o revistă, să realizezi o revistă culturală românească care își dorește să prezinte tot ce ține de cultura românească, de istorie, de
tradiție de dialog intercultural și mai ales să nu fie în țară. Da, așa e. Știu că în ultimii ani au avut loc dezbateri suficient de aprinse cu privire la numărul, utilitatea și necesitatea revistelor de cultură. Și în peisajul revuistic românesc, dacă putem să-i spunem așa, întâlnim vreo 15-20 de reviste, cred că în toată țara, unele nedepășind cercul localității unde apar. Cel puțin asta am observat eu. Cred că o revistă literară are succes când nu-și publică numai, știu eu dacă putem spune, oamenii apropiați, și se ocupă și de alte subiecte, de alte reviste din țară și acoperă cât poate și marile evenimente ale literaturii românești, lucru pe care ne străduim să-l facem cu Orient Românesc. Apoi o revistă literară care apare numai online, mie mi se pare o absurditate. Avem și noi site-ul revistei, dar suntem prezenți și în format tipărit trimestrial. În primul rând, eu fac parte din generația veche, generația cărții, dacă putem spune așa. Eu nu m-am născut cu internetul și cu această tehnologie, eu m-am născut cu cartea. Dar ne acomodăm, deci, ne acomodăm și cu noua tehnologie, e clar. Da. Ne acomodăm, dar nu uităm cartea. Mai este și plăcerea lecturii. De aceea am insistat să fim și în format tipărit. Unde apare? Unde apare revista? Unde? Unde apare? Apare la Beirut. Apare la Beirut. Și o distribuiți? Și o distribuiți pe unde? O distribuim la Beirut, în comunitatea românească. Este a comunității românești din. Dar apare în format tipărit și în România cumva? Nu. Pentru că nu, în format, pentru că online o citesc și mi se pare o revistă foarte, foarte bună, cu un spectru larg al preocupărilor. Da. Am citit chiar cuprinsul celei mai recente dintre reviste, Orient Românesc, și am fost impresionată de multitudinea de subiecte, de varietatea subiectelor și de modalitatea elegantă și de modul în care este prezentată revista și din punct de vedere grafic, dar și din punct de vedere al informațiilor pe care le oferă publicului cititor. Vă mulțumim foarte mult și sperăm în continuare să nu dezamăgim cititorii noștri. Revista noastră apare trimestrial în format tipărit. Revista noastră nu se vinde, revista noastră se dăruiește. Noi suntem finanțați de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, suntem sprijiniți de către Ambasada României de la Beirut. Și, cum vă spuneam, am insistat foarte mult să nu fie numai online această revistă. Suntem conștienți că putem difuza mult mai mult această revistă prin metoda online, dar am vrut să păstrăm și plăcerea lecturii. Parcă e altfel când depășești o revistă. Sigur că da, sigur că da. Comod, e mult mai eficace, știu eu, pot sublinia pe pagină, pot face adnotări, de câtă vreme în fața calculatorului e mai obositor și mai dificil. Chiar dacă ai avantajul de a reține în baza ta documentară, observații, pasaje, știu eu, de aici, de acolo. Sigur. Din punctul de vedere al difuzării de pe calculator, da, poți trimite texte la o mai mare mulțime de oameni, de ceea ce înseamnă o facilă propagare în masă. Doamna, stimată doamnă, trăiți în Orient și aveți o viață foarte interesantă acolo. Sunteți președinta Asociației România Levant. Care este obiectul activității asociației? De ce ați înființat această asociație și cum simțiți vibe-ul celor de acolo vis-a-vis de evenimentele pe care le promovați, pe care le derulați, pe care le inițiați până la urmă?
În primul rând, asociația a fost creată în anul 2009. Așa. Dar nu eu am avut ideea acestei asociații. Este o altă doamnă care actualmente se află în s-a retras împreună cu soțul aici în România. Uh-huh. Eu, în anul 2010 am fost contactată pentru a preda cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. Așa. În cadrul asociației România Levant. Cu toții știm, ne aflăm departe de țară, într-o cultură diferită, complet diferită. Total diferită. Chiar dacă Libanul este o țară francofonă, o țară deschisă, o țară care nu putem numi 100% o țară arabă, însă are trăsăturile orientale. Am considerat că este necesar ca tânăra generație, copiii noștri, să fie apropiați de patria mamă, de limba, de istoria, de tradițiile poporului nostru. Considerăm că este o obligație din partea noastră ca asociație să asigurăm aceste cursuri. Studiul limbii române creează posibilitatea dezvoltării copiilor noștri în perspectiva unei vieți culturale și spirituale bogate. Și să știți, am considerat că noi, cei din diaspora, avem o responsabilitate față de copiii noștri mult, mult, mult mai mare decât cei din România. Să vă explic de ce. Pentru că în România faci cursurile de limba română în mod normal. Sigur. La școală le faci. În străinătate nu te obligă nimeni. Poți să le faci, poți să nu le faci. Deci este o muncă puțin mai mare, este o muncă mai dificilă din cauza lipsei materialelor, trebuie tu să ți le procuri, să ți le faci, să ți le lucrezi de unul singur, să ți le adaptezi în fața grupei de copii pe care o ai în fața ta. Și să reușești să le captezi atenția până la urmă. Da, bineînțeles, să știți că este o muncă foarte grea, pentru că copilul este inclus într-un sistem de învățământ. Sistemul de învățământ libanez este unul foarte dur, este diferit de cel românesc. Uh-huh. Este un sistem foarte dur. Școala începe la ora 7:20, se termină la ora 14:20. Copiii sunt supuși 7 ore în fiecare zi, cu învățarea a două limbi străine obligatorii, engleză și franceză, încă de la 3 ani. Deci tu practic îl aduci la alte cursuri și tot așa ai pretenția să înveți, să participe la activități. Deci trebuie să știi cum să le modelezi. Sigur că să da. Le faci să-l duci către performanță, de fapt. Practic da, trebuie să faci un fel de performanță. Da. Și trebuie mereu să insufli copilului că el este român, că aparține unei alte culturi care este unică, dar în același timp el trebuie să se integreze, bine că absolut normal se integrează în cultura țării gazdă. Da. Și timpul am încercat, nu numai copiilor, noi practic am încercat să atragem întreaga comunitate românească prin activitățile acestei asociații. Să ne insuflăm că imaginea țării tale este imaginea ta. Și când vorbești despre țara ta, vorbești despre tine, practic. Sigur că da. Iar limba, istoria, cultura, tradițiile, obiceiurile poporului român sunt cartea noastră de identitate. Sigur, sigur iar că da. Aceste valori creează toate aceste punți între generații. Stimată doamnă, documentându-mă pentru interviul cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult și pe această cale, documentându-mă, am găsit ceva ce spuneați într-un interviu și vreau să discutăm puțin pe această temă. Spuneați dumneavoastră, citez, am găsit multe asemănări între români și libanezi și vă întreb care sunt aceste asemănări, pentru că mi-a plăcut foarte mult această observație a dumneavoastră. Libanezii sunt oameni
foarte primitori și foarte deschiși, ca și românii. Mm-hmm. Da. Eu nu m-am simțit, bine, sunt străină în Liban, există diferențe, dar oamenii m-au primit într-un fel foarte, foarte frumos. Nu mă refer la familia soțului, că unde am trăit atâta timp și normal m-au primit cu brațele deschise. La comunitate, vă referiți la comunitate, da. Desigur. Mă refer la întreaga comunitate a libanezilor. Libanezii sunt foarte deschiși cu străinii, sunt foarte primitori. Din contra, să știți, ei consideră că au de învățat de la străini. Aha. Și interesant. Libanul este o țară mică, dar este foarte special. Este o țară a contrastelor. O țară a căldurii umede de la Marul Mediteranei, combinate cu căldura umană generoasă și primitoare. Este o țară unde orașele au rădăcini milenare, vestigiile trecutului își arată amprenta. Și tot nu este o țară ca celelalte. Este o țară cu foarte multe probleme, foarte multe tensiuni, însă ce te frapează în mod special la libanezi este optimismul populației și acea sete de viață, acea speranță că mâine va fi bine. Trecem peste tot și mâine va fi bine. Spun asta pentru că acolo, cei 36 de ani care eu i-am trăit din plin zi de zi, m-am făcut să percep multe aspecte ale realității libaneze din mai multe unghiuri. Și să știți că m-au făcut să apreciez poate mai mult faptul că sunt româncă, că țara mea oferă liniște și siguranță. Adevărat. Este foarte multă lume care nu este conștientă de acest lucru. Sunt lucruri care poate pentru unii pot părea banale, anodine, obișnuite. Dar sunt lucruri pe care le-am apreciat mult mai mult bani. Când trăiești mereu în liniște și siguranță, ai impresia că așa trebuie să fie, că așa trebuie să fie, nu? Este normal. Când te duci un zbucium zilnic și mereu să trăiești sub anumite amenințări, încep să dai seama și să realizezi. Mereu când m-am întors în România, bineînțeles, știți, ca în orice țară. Da. Sunt și bune, sunt și rele. Categoric. Mereu am spus, fiți bucuroși și mulțumiți, aveți liniște și aveți siguranță. Apreciați acest lucru. Adevărat. Este deosebit, este fantastic să poți să te bucuri de o viață liniștită. Doamna Șeito. Da. A avut loc de curând la Iași o conferință, conferința Diaspora, un coridor al oportunităților, temele fiind educația, voluntariatul și cooperarea cu administrația publică. Da. Spuneți dumneavoastră, tot într-un alt interviu, construirea unui simț al comunității, mi-a plăcut foarte mult. Care sunt oportunitățile pe care le-ați găsit în cadrul acestei conferințe, desigur, ce ați învățat și cum le veți aplica? Frumoasă întrebare! Frumoasă întrebare! Dacă vă amintiți, înainte de vacanța emisiunii Văzul Inimii, am stabilit de comun acord că vom și discuta puțin despre urma atunci această conferință. Profit acum! Da, eu am participat ca organizator la această conferință, adică nu eu, Asociația România Levant. Ne-am alăturat Centrului pentru Cooperare Culturală și Dezvoltare din Bordeaux și am organizat această conferință, care a avut loc între 13 și 14 august la Iași, eveniment organizat de Centrul de Cooperare Culturală și Dezvoltare din Bordeaux și Primăria Iași, finanțat de Primăria Iași și de Departamentul Românilor de Pretutindeni.
Să precizăm că la Iași, să vă precizez, luna august este luna diasporei. Și în fiecare an, în luna august, Iașul devine o platformă de exprimare a diasporei prin activități și evenimente care sunt organizate anual. Iar în acest an, primăria a fost co-organizator la această conferință. Ca orice conferință, a fost un loc de întâlnire al diasporei și al ideilor, un loc al interacțiunii. Este cunoscut în mod tradițional, conferințele au fost un loc de neegalat pentru a împărtăși idei și de a învăța de la ceilalți. Sigur că au oferit oportunități unice de a ne cunoaște, chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță, fiind un focar de, să spunem, un focar de potențial creativ și productiv. Iar frumusețea comunicării se găsește în nuanța care se simte în conversațiile față în față. Au fost personalități prezente în mod fizic și am avut personalități prezente în online. Bineînțeles, s-a oferit o oportunitate esențială de a crea rețele pentru a interacționa cu profesioniști, experți din diverse domenii și lideri de gândire care, știu eu, au idei similare. Au fost abordate două mari teme, voluntariatul și învățământul. Cea de-a treia temă, despre relația diasporei cu aparatul de stat, va fi dezvăluită acum în octombrie, dacă nu mă înșel, la Brașov. Aha, deci va mai avea loc o nouă conferință a diasporei, nu? Da, la Brașov. La Brașov, da. S-a discutat despre voluntariat, despre voluntariatul celor din diaspora, care este una dintre puținele activități care ne aduce beneficiu profesional, cât și social și cultural, care este o expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a tuturor persoanelor care desfășoară aceste activități. Dar în același timp, voluntariatul ia timp din timpul dumneavoastră al fiecăruia, deci poate fi considerat și un mic sacrificiu din partea fiecăruia, nu? Da, dar să știți, depinde cum privești. Da, depinde cum privești. Sigur. Să nu uităm, de multe ori se trece cu vederea voluntariatul cultural. Exact. Pe care poți să-l faci cu foarte multă plăcere dacă ai pasiune și dăruire în domeniul cultural. Deci nu mai reprezintă corvoadă. Și dacă ai mijloacele necesare, dacă ai oamenii dispuși, așa cum am eu aici în studio, un producător care este dispus să accepte și să promoveze cultura în toate fațetele ei, nu? Cum este și interviul nostru de astăzi. Aș dori să mai vorbim foarte puțin, pentru că minutele trec și eu am un ceas în față, să vorbim puțin și despre conferința Unifero, stimată doamnă. Conferința Unifero a doamnei Smaranda Livescu din Statele Unite, să spunem pentru telespectatorii noștri. Da. Este un profesor universitar din Statele Unite, doamna Livescu, da. O cunoșteam pe doamna Smaranda Livescu din online. Am avut ocazia anul acesta să o cunosc pe doamna Smaranda Livescu, este un om extraordinar. Este. Vă spun drept, nu m-am așteptat să am în fața mea un om cu atâta pasiune, cu atâta dăruire. Cu atâta căldură. Am cunoscut-o anul trecut la Târgoviște, tot așa la o conferință Unifero și m-a impresionat profund. Aveți perfectă dreptate. Este un om extraordinar. Am rămas profund impresionată și toată dragostea și dăruirea voi participa începând din acest an, că a fost primul an la care am participat la conferința Unifero, dar
promit în mod public că în fiecare an voi participa și mă voi dărui conferințelor Unifero ale doamnei profesor Livescu, da. Bineînțeles, a prezentat doamna Smaranda Livescu, a prezentat și dumnea ei manualul de limbă română care a fost creat în spațiul Unifero. Dacă îmi permiteți să fac o mică paranteză, și la conferința Diaspora, un coridor al oportunităților, s-a vorbit despre limba română și despre necesitatea creării unui manual de limba română pentru copiii din diaspora. Am putea observa există un interes foarte mare pentru aceste manuale de limba română, tocmai pentru că este o lipsă foarte mare de manuale de limba română pentru copiii din diaspora. Da, și este o idee foarte bună, iată o idee care s-a desprins, o idee care s-a desprins chiar din conferința Diaspora și mi se pare foarte un lucru foarte bun. Da, să știți că nu este un... Nu e ceva nou. Nu este ceva nou. Nu este nou, dar să știți, nu este ușor de realizat. Da. Să știți că au fost invitați reprezentanți ai Institutului Limbii Române, europarlamentar, da, profesor universitar din Cluj și Iași, da, profesor din diaspora, dar să știți că este o muncă mare, dificilă, nu e deloc ușor. Trebuie implicate autoritățile locale. Adevărat. Este o agendă foarte încărcată, pentru că s-a vorbit și despre incluziunea în sistemul românesc a copiilor care se reîntorc din diaspora acasă, lucru care este, da, nu e simplu de realizat. Sigur. În conferință se discută, toată lumea vine cu proiecte, da, dar trebuie trecut fapte. Mai greu e să realizezi aceste proiecte și planuri și idei, așa este. Trecem la o altă întrebare, un alt subiect și vreau să îmi spuneți câte ceva despre faptul că sunteți unul dintre cei doi moderatori ai emisiunii 1001 repere românești. Și aș vrea să vă întreb care este profilul emisiunii, cine sunt invitații și ce scop are această emisiune? Să știți că noi facem eforturi considerabile, atât cu revista, cât și cu emisiunea 1001 Repere Românești. Emisiunea 1001 Repere Românești este o emisiune foarte tânără, dacă putem spune. Și mi se pare că se bazează tot pe voluntariat, greșesc? Are un an, este sprijinită de Departamentul Românilor de Pretutindeni. Este o emisiune în care am avut onoarea să vă avem ca invitat. Mulțumesc! Ne-a făcut o deosebită plăcere și vă așteptăm oricând în emisiunea noastră. Este o emisiune culturală care are aceleași țeluri ca și revista Orient Românesc, să promoveze cultura și personalitățile culturii românești. Avem invitați deosebit, spunem noi, avem teme interesante, dorim să fim cât mai aproape de toți românii din diaspora și de cei din țară. Emisiunea este rodul muncii Asociației România Levant și Asociația Română-Iordaniană pentru Cultură din Iordania. Să știți că ne dorim mereu un anumit nivel de seriozitate, de cultură. Încercăm mereu să aducem în emisiuni personalități ale vieții culturale românești, scriitori, pictori, profesori universitari, specialiști în pedagogie, în etnografie, în folclor, orientaliști, pentru că noi reprezentăm Orientul, mai ales pentru că noi ne adresăm și diasporei, deci celor, sigur, care, chiar dacă încă au sufletul acasă, sunt departe de evenimentele culturale ale țării
Și am dorit ca prin aceste emisiuni să îi apropiem mult mai mult de viața culturală și spirituală a țării. În același timp, să știți că ne-am gândit și la tinerii noștri, abia pornit în viață, care trebuie să se identifice cu valorile naționale, să fie conștient de bagajul cultural pe care l-au moștenit, sigur, pe care trebuie să-l cunoască, să-l respecte și la rândul lor să-l transmită mai departe. Dacă noi am considerat că jurnalismul cultural în general informează, dar și formează și educă pe oameni. Adevărat asta. Deci, presa culturală, chiar și în varianta online, este o modalitate de a iniția, de a cultiva, de a menține conștiința civică. Eu știu și că... Să vă mai spun, vă rog, că un lucru de care mi-am dat seama în 36 de ani stați în afară, am dat seama ce înseamnă să fii un popor care are limba ta, dar numai a ta, nu o vorbește și altcineva. Da. Pentru că am stat în Liban, în Liban se vorbește limba arabă, dar dacă dumneavoastră stați să vă uitați la geografia lumii, câtă parte geografică vorbește limba arabă. Este un lucru deosebit, unic și ar trebui să fim foarte, foarte, foarte mândri de acest lucru. Avem o limbă unică în țară, în lume și o cultură, tradiții și obiceiuri proprii ale noastre. Este un mare lucru de care, știu eu, poate îți dai seama numai dacă trăiești mai mult în afară. Sunt foarte multe lucruri care în țară ți se par foarte normale, foarte obișnuite. Așa trebuie să fie, așa trebuie să fie, zicem noi, nu? Da. 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 Stimată doamnă, dumneavoastră știu că participați la foarte multe activități alături de alte centre culturale aflate în Liban și peste tot promovați imaginea României, imaginea românilor din preajma dumneavoastră, din diaspora și nu numai, și a celor din țară. Ce alte proiecte culturale mai aveți? Vă întreb pe finalul acestei emisiuni care a trecut în zbor, precum trece porumbelul. Ce alte da, proiecte mai aveți, doamna Sheito? În primul rând, singurul lucru pe care acum toți libanezii și toți cei care locuiesc în Liban, care și-l doresc, să revină stabilitatea înapoi cum a fost, pentru că încă există tensiuni în regiune, nu pot fi implementate mai multe proiecte culturale, dar ce să vă spun, la Beirut există, nu numai în Beirut, în Liban în general, există un pluralism cultural care se reflectă în cultura lor națională. Libanul a trecut prin foarte multe situații dificile, extreme, însă a încercat pe cât posibil să-și păstreze toată activitatea culturală. Știu eu, ca o identitate proprie. Este o țară francofonă care organizează foarte multe festivaluri, foarte multe lansări de carte și de expoziții. La Beirut se organizează din anul 1992, în fiecare an, Salon du Libru Francofon. În 2009 Beirut a fost capitala mondială a cărții, în 2012 parcă s-au sărbătorit cei 20 de ani împreună cu Academia Goncourt. Deci am un vis, am o dorință foarte mare, aș vrea să avem reprezentanți ai literaturii române prezent la acest salon de carte. Este al treilea salon de carte din lume, după acela din Paris și din Montreal. Să știți că ultima emisiune care am avut-o la 1001 Repere Românești, chiar am avut invitată pe doamna Andreea Răsuceanu, care este un scriitor foarte cunoscut la noi, și am văzut domnia sa are cărți traduse în limba franceză, pentru că la acest târg de carte, este un târg de carte francofon, ne putem prezenta cu cărți românești traduse în limba franceză. Noi, ca asociație, participăm la acest târg de carte.
alături de activitățile pe care le avem cu copiii noștri și, bineînțeles, prezentăm România francofonă. Dar România francofonă însemnând ce? Însemnând Brâncuș, însemnând Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu, care sunt foarte, foarte cunoscuți în Liban. Sigur. Mi-ar plăcea să fie România reprezentată de această pleiadă de scriitori români contemporani, care sunt foarte buni, foarte apreciați pe plan internațional, să fie prezentă România la acest târg de carte internațional. Și eu îmi doresc foarte mult acest lucru, cu cât literatura română va fi mai prezentă la târgurile de carte, cu atât mai bine pentru noi toți românii, oriunde am trăi noi. Stimată doamnă, suntem pe finalul acestei emisiuni. Dacă doriți să le transmiteți ceva telespectatorilor noștri, telespectatorilor care urmăresc emisiunea Văzul Inimii, având în vedere că această convorbire cu dumneavoastră am simțit-o foarte caldă, foarte apropiată, foarte dedicată și vă întreb dacă doriți să transmiteți ceva pe finalul emisiunii celor care astăzi v-au ascultat. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această oportunitate și pot să le spun tuturor românilor din România să-și iubească și să-și cinstească țara și limba lor. Este un lucru foarte important, un lucru pe care îl simt mult mai mult și care dă mult mai mulți fiori în momentul când trăiești foarte mulți ani, trăiești în afara țării. Să conștientizați ce înseamnă România cu toate valorile, cu toate frumusețile ei, cu toate valorile ei spirituale. Este unică și inegalabilă. Și le doresc tuturor multe realizări, multă sănătate, mult succes în tot ceea ce fac. La fel vă mulțumim foarte mult, la fel vă dorim și noi dumneavoastră, având în vedere munca pe care o depuneți și având în vedere faptul că dumneavoastră acolo reprezentați de fapt sufletul, spiritul românesc și faceți totul pentru ca acest spirit să fie perceput așa cum trebuie. Cultura, cum spuneam la început, este un reper identitar important pentru români, pentru noi toți, pentru românii de pretutindeni, nu numai pentru cei care trăiesc în afara țării. Iar promovarea valorilor noastre. Poate chiar ni se pare ceva banal, dar mie mi se pare esențial să promovăm valorile noastre, să ne promovăm limba, portul, obiceiurile, arta noastră, literatura și, nu în ultimul rând, modul nostru cald, plăcut, primitor, prietenos de a fi. Toate acestea e necesar să fie făcute în ambele sensuri și dinspre diasporă, spre țară, dar și dinspre țară. Autoritățile, la rândul lor, sunt cele care sprijină astfel de activități, de parteneriate, de evenimente, de programe educaționale și eu sper că o vor face și de acum încolo. Stimată doamnă Anca Șaito, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea noastră. Vă doresc numai bine, multă sănătate, pe curând. La revedere, dragi prieteni! La revedere și vă mulțumesc încă o dată foarte mult! Cu mare drag, la revedere!